împărțim cu animalele nu doar suprafața terestră, ci uneori și lumea bacteriană. Granița dintre patogenii umani și cei animali nu este impenetrabilă, după cum ni s-a demonstrat de atâtea ori în istorie. Meningita este doar una dintre bolile pe care le putem transmite animalelor. În episodul de azi vă ducem într-un fost imperiu al bacteriilor. Din câte știm, suntem primii exploratori care intră în acest loc. Istoria acestei biofabrici debutează la începutul secolului 20, fiind primul nostru pas în industria microbiologiei. Aici am fost în asta? Departament cercetare. Pectocid. Traciclina. Antraxul și rujetul sunt doar doi dintre bacilii care au fost studiați aici și experimentați pe animale. În această imagine din presa vremii se poate observa un laborator de unde le erau extrase porcilor mostre de sânge contaminat. Seringi, soluție injectabilă. A trecut și o pisicuță pe aici, nu? Sper să renunți la ușa animală despre instinct.
Dar ce sunt aici oare? Nu sunt ales pentru animale astea. Da, cred că aici le țineau, vezi? Erau ales de animale. Am găsit ceva ce nu o să spune să crezi. Un amfiteatru. Un amfiteatru? Și un proiector în cea mai bună condiție de până acum. Este super. Băi, este incredibilă sala asta. Este incredibilă. E incredibilă sala. Este, da. Da. Și apoi camera de proiecție, unde o să mergem și camera de proiecție? Da. Hai să mă uit. Hai să mă uit puțin la asta. Uita mai masa de prezidiu aici. Deci că este masa la care a stat Putin în discuțiile dinainte de a declanșa invazia. Uite, încă mai rămas aici. Încă mai rămas siguranțele. Eu cred că locul ăsta chiar mai are... Oh, avem aici un cimitir de cupe. Iată. Ce bijuterie! Ce am găsit aici? E extraordinar! Uite și o bandă de magnetofon, sunt mai multe benzi de magnetofon aici. Și o grămadă de televizoare fie chiar înainte. Deci asta era cabina proiecționistului. Uite, dar totul este foarte bine prezervat aici. Uite, a rămas și panoul de comandă. Butoanele pornit, oprit. Și un magnific proiector. Cred că o fi cehoslovac și asta. Avem în spate niște... Nu știu dacă este reflector acolo sau este dintr-o asta de ceață, de smog. Superb. Ia uite, au rămas și roli imense aici. Ia să vedem ce pusese proiectate. Oh, stau într-o poziție nasoală. Mă avem fața unui medic. Sper că se vede suficient de bine. Uite acum se vede bine. Hai mai focusează. Iată, un medic. Ajungem în bibliotecă, care se află într-o stare neverosimil de bună, deși locul stă de ceva vreme dezafectat. Ce vedeți aici este doar o părticică din impresionantul arsenal bibliografic. Bacteriologie versus palestoră epidemiologică. Uitați-vă la formele alea acolo, hai mai focusează, uitați-vă. Zici că par doi fetuși, doi de fapt nu doi fetuși, doi embrioni. Thank you.
angajaților, nu? Ia, ce scrie? Proliferarea tumorilor canceroase. Spitalele au devenit locurile mele preferate. Au devenit locurile tale preferate, da? Spitalele. Olala, hai să vedem ce e aici. Nu faci niciun pas fără Darwin. Iar Charles Darwin. Iar asta ce era? Ce era asta? Robotron. Robotron S6125. Dar ce era asta? Fax? Deci a fost o laboratoare aici. Uite cizme. Am venit și aici cu vechiul. Deci asta era de... Era ceva bun. Zincu... Da, da, da. Uite, incubator. Astfel de incubatoare asigurau condițiile necesare cultivării microorganismelor. Radioactivități. Ce zice, mai fi radioactiv asta? Nu, nu cred. Acești doi mei au fost printre primele proiecte gnotobiologice ale biofabricii. Au venit pe lume prin cezariană, fiind apoi crescuți aici, în niște izolatoare moderne pentru acea vreme, într-un mediu absolut aseptic. Și acolo un frigider. Nu știu, dar ce firmă este? Nu dau seama, nu știu ce seama. Suntem în apropierea laboratorului de imunologie. Dar ce fi aparatul ăsta? N-am idee. Acest aparat este folosit pentru amestecarea sau agitarea probelor. În anexele din jur este activitate. Credem că cineva ne-a simțit prezența, așa că hotărâm să o ștergem. Mulțumiți de faptul că am apucat să explorăm circa 95% din clădire.